Gloria, Veronica, Ion, Eugenia, Ion, Toadio, Ilie, Nicolae, Vasilie, Dumitru, Ion, Dumitru, Traian, Iorgi, Iorgi, Ana, Domnica, Elisaveta, Domnica, Iorgi, Aurel, Elena, Ion, Iorgi, Ruzina, Robitoi, Zahari, Floria, Vasilie, Floria, și pentru ca să le ierte lor toate greșala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor în toți drepți și se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor lor la Hristos, împăratul cel fără de moarte, Dumnezeul nostru să le cere. Dumnezeul duhurilor la tot trupul care-i călcat moarte și prin diavol ai surpat și drept viață în lume tale însuși, Doamne, odihnește sufletele adormiților, o Dumnezeu, din viacă dormiți, strămoși, moși, părinți, frați, surori, cei ce au căzut la frontiere, în Siberia, în legă, în lagră, în chisori, înfometați, în foamete, în războaie, în războaie din țara noastră într aceste zile, ostașul Dumitru, și tot cei ce acum se pomenește, și tot cei ce zac aici, și tot cei din neamul lor, în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, din refugiată durerea, întristarea, suspinarea și orice greșeală săvârșit ei cuvântul sau cu lucrul sau cu gândul, ca un bun și viitor de oameni, Dumnezeu, iartă-i! Că nu este om care să fie viu și nu greșească numai tu însuși și fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în viac și cuvântul tău adevărul. Că trăiește mirea și viața și odihna adormiților robilor tăi, care acum se pomenesc Zahari, Florea, Vasilie, Florea, că tot neamul a dormit, Dumitru, Veronica, Ion, Toader, Toader, Eugenia, Nistor, Toader, Florea, Vasilie, Andrei, Andrei, Ion, Gheorghe, Dumitru, Ion, Dumitru, Ion, Vasilie, Toader, Gheorghe, Ivan, Petru, Vasilie, Martin, Mihai, Gheorghe, Vasilie, Nicolae, Vasilie, Ion, Elie, Grigori, Vasilie, Nicolae, Nicolae, Gheorghe, Ștefan, Iacov, Vasilie, Victor, Elie, Nistor, Radu, Careză, Gheorghe, Elie, Dumitru, Domnica, Elisaveta, Domnica, Gheorghe, Aurel, Elena, Ion, Gheorghe, Zinia, Elie, Florea, Veronica, Ion, Eudochia, Ion, Toader, Elie, Nicolae, Vasilie Hristoase, Dumnezeu nostru, în slavă, înălțăm împreună cu cel fără începutul tău, Părinte, Sfântul și Bunul Ață, Făcătorul tău, pururea și în vecilor. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Evanghelist Ioan Tirel. Aminte, zisă Domnul către iudei care veniți la dânsul, adevărat, vă spun vouă, cine ascultă cuvintele mele și crede în cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni să muta din moarte la viață.
Adevărat, adevărat, vă spun vouă că vine ceașa cum este, când morții vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și care vor auzi vor învia, că precum Tatăl are viață în sine însuși, așa i-a dat și Fiul să aibă viață în sine însuși și i-a dat pe putere să fac judecată, pentru că este Fiul omului, nu vă mirați de aceasta, căci vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândei. Nu pot eu să fac nimic precum aud judec, dar judecata mea este dreaptă și voia Tatălui celui care m-a trimis. Înțelepciune preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi! Și mai mărită, fără de asemănare decât Serafim, care fără stricăciune de Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cu adevărat născătoare de Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și fără și vece vecelor, amin! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Lui cernice, Părinte, binecuvintează! Curate Maicii sale, ale Sfinților, Săvitorul Lacru, Apostoli, Părnoșul Sfinților, sufletele adormiților, robilor tăi căzut la frontiere în Siberia, Onega, lagrimi de sori, pomitați în foamete, în războaie, în război din țara noastră, tot neamul lor și-l adormit, și toți care acum s-au pomenit în corzile psărșesc, ne vreau să lehnească și curepsă ne numere, prin noi să ne miluiască, să ne mântuiască, ca un bun și de oameni iubitor. Într-o fericită dormire veșnică, odihne de Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi, Dumitru Veronica Ion, Toader, Toader, Eugenie, Anistov, Toader, Flore, Vasile, Andrei, Andrei Ion, Gheorghe, Dumitru Ion, Dumitru Ion, Vasile, Toader, Gheorghe, Ștefan, Petru, Vasile, Martin, Mihai, Gheorghe, Vasile, Nicolae, Vasile, Ion, Ilie, Grigori, Vasile, Nicolae, Nicolae, Gheorghe, Ștefan, Iacob, Vasile, Victor, Ilie, Nistor, Radu, Zaharie, Gheorghe, Ilie, Dumitru, Ion, Constantin, Nicolae, Nicolae, Iacob, Ion, Ștefan, Ilie, Vasile, Toadre, Mihai, Draian, Mihai, Maria, Eudachie, Meleton, Gheorghe, Vasile, Viorica, Cea, Meleton, Domnica, Flore, Ieremie, Domn Dumitru, Gheorghe, Gheorghe, Ana, Domnica, Elisaveta, Domnia, Aurel, Elena, Ion, Gheorghe, Iepruzine, Florea, Veronica, Nicolae, Vasile, Zaharia, Florea, Vasile, Florea, și toi ca la frontieră, în Siberia, în lagră, în închisoare, fomitate, dormit și fălor vie, pomenire. Vedem șerpe noi să ne miluiască, să ne mântuiască, un bun și de oameni iubitor. Celor noștri și
ce prin noi ne stipă, cine mântuiește de cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Dragi creștini, domnul consul, onorată asistență, dragi consătieni, frați și surori, cine de aproape, cine de departe a venit, ca noi astăzi, la începutul februarie, așa cum și în alți ani, pomenim eroii noștri care au căzut la Lunca, la frontieră, în Siberia au fost duși, dar în altele locuri, în Siberia, în războaiele care noi le cunoaștem la 20-lea viac, în război din aceste zile, dragii mei, a 20-lea viac nu prea a fost priit. Noi știm că războiul din 14, Revoluția, războiul din 41, dragii mei, acele crime și probleme în timpul lui Stalin, timpul lui Hrușov, a noștri care au căzut la Lunca, la frontiere, cei ce au fost după aceea deportați, taduși, familii și nu s-au uitat că persoane în vârstă, bătrâni, bolnavi, copii de piept și toți care, dragii mei, a cunoscut acel loc netrecut de omenire și amară străinătate și Siberia, unde foarte puțini martori sunt vii de acum între noi, care a ajuns să întoarcă înapoi după mulți ani, zeci de ani, care au fost acolo, care din spusele lor îi cunoaștem cum ei a petrecut zile, nu mai avut milă și ani de la Dumnezeu, când aceea, dragii mei, greutate care ei au petrecut acolo, eu citind odată cartea Anița Ana Andriș și altele cărți, eu mă merg, dar cum omul îi de rău și cum poate să facă așa ceva aproape lui, dragii mei, și ia că asta a fost, da, și ia că de acum noi trăim într-a 21-lea viac, unde vedem ce se petrece și astăzi, în țara noastră, mulți ani de război, care noi de acum retrăim și dormim cu grijă și retrăim dacă ne ieșim de acasă și cei care sunt din neamul nostru, care sunt plecați, dar nu sunt acasă departe în Europa și aceia care iubesc creștini, cum am spus aici, dar ei n-au viață, dar liniștită și zile bune, fiindcă trăiesc, da, și retrăiesc, da, retrăiesc. Așa că, dragii mei, eu mă bucur că încă are cine să-i pomenească, dar mulți ani noi de acum ieșim aici, la începutul februarie, când am venit în 87, da, m-am prezentat la primărie, acolo într-o dată mi-a spus, părinte, aveți grijă să nu aveți probleme, să nu mergeți în cimitirul eroilor. Zic, eu nici nu știu unde se află, apoi voi știi în curând unde se află. Dar eu am venit pe aici într-o dată la prima, a doilea mormântare și am venit pe aici și zic, ăștia, eroii noștri sunt îngropați, care după ce s-au întors românii, da, s-au aflat aceea groapă comună, da, și știm noi că sunt gropi care nu s-au găsit, da, și iubesc creștini, iată că noi astăzi, da, suntem martori vii care încă rămânem și pomenim. Dragii mei, anul 14 și 18, da, a 21-lea viac, am fost noi nu de mult pe la cimitir, unde sunt gropi comune, în Plaiul Cosmin, unde acolo am murit foarte mulți mahaleni
băinceni, molodieni, ceahoreni, ostriceni din multe sate. Unii intrând acolo, sub poalele pădurii, acolo sunt 4 gropi comuni și acolo sunt, dragii mei, acele tablouri unde eu am spus că trebuie cândva și mergem noi acolo, că poate noi suntem din spița și din seminția lor și cunoaștem acele, că eu acolo m-am oprit și am citit numele multor mahaleni care acolo, dragii mei, dorm somnul cel veșnic. Așa că, frați și surori, încinațiune, mulțumire, care ați venit astăzi într-așa o zi binecuvântată, frumoasă, de iarnă, la începutul februarie, dar vedem că nu în fiecare an e la fel, dar noi avem posibilitatea să le pomenim aceia care astăzi așteaptă ca noi să ne rugăm pentru dânsii, că nu știm soarta lor, unde ei sunt, la bine ori la rău. Cu rugăciunile bisericii, care în continuu noi îi pomenim, asta nu există, să fie slujbe, să nu fie ei pomeniți, ca Dumnezeu să le mute de la rău la bine, fiindcă cine a murit cu timp, cu vreme pregătit, dar cine poate că a murit, dar și nu era pregătit și așteaptă ca noi să ne rugăm. Dumnezeu să primească și va scrie în Cartea Vieții, Îngeri Păzitori, cei ce vin departe din România și cei ce sunt aici din Bucovina, locari, și noi vinem întotdeauna aici și pomenim pe eroii noștri. Dumnezeu să vă poarte de grijă, Îngeri Păzitori, și Dumnezeu să răsplătească fiecăruia pomana și jertfa rugăciunii care noi o facem în fiecare an. Să trăiți la mulți ani. Amin. Părinte Gheorghe și Părinte Nicolae, la coriștilor, matușca și oaspeților care sunt, avem oaspeți de la Dorocoi, Boian, un băiat este din Horbova, dar care el singur e din dincolo, Suceava. Din Suceava. Și, în ultimul rând, de domnul consul general, societatea Golgota, care ne-au ajutat anul acesta, am făcut împreună toată această pomenire. Societatea Doamnele Române, societatea Eminescu, mai este cineva? Libertatea Cuvântului, da, mă iertat. Vă mulțumesc din suflet că ați venit aici la noi și cred că ar fi domnul consul a consulatului de la România, consulatul României de la Cernăuț, da? Dreptul am încurcat-o. Eu mai fac o gafă de asta. Hai, poftim. Preacucernici părinți, dragi oaspeți din România, locuitori ai comunei Mahala și din zonele din împrejur. Vreau să încep prin a vă mulțumi că sunteți astăzi prezenți aici și că aducem un omagiu, comemorăm pe acești martiri ai noștri, sunt eroi ai noștri care fie își găsesc locul de odihnă rămaș la Lunca, fie aduși aici, fie în Siberia sau în alte locuri unde au mai fost deportați. Trăim vremuri grele și știu că este foarte greu să ne mobilizăm, să organizăm astfel de întruniri. Cu atât mai mult vă mulțumesc pentru faptul că ați făcut acest efort și sunteți astăzi aici. Spuneam că trăim vremuri grele. Eu prima dată am venit aici, în acest loc, în 2021, în februarie 2021, la o lună și un pic de când am preluat această misiune la Cernăuți. Vă spun sincer că nu mă gândeam atunci că peste puțin timp, cum ar fi ziua de astăzi, să spunem, trăim aproape niște momente și cu teama pe care au trăit-o înaintașii noștri care s-au sacrificat pentru noi. Pentru că vedeți foarte bine în ce situație suntem de război, această agresiune
asupra noastră aici, asupra întregii țări a Ucrainei. Sincer vă spun, eu am crezut că nu ne mai întoarcem la astfel de vremuri. Cu atât mai important este să păstrăm în continuare memoria, să cinstim memoria înaintașilor noștri și în felul ăsta ne păstrăm și ne demonstrăm, ca să spun așa, justificăm, motivăm apartenența noastră pe aceste teritorii. Eu vă mulțumesc mult de tot. Sper ca Dumnezeu să-i odihnească pe martirii noștri și pe noi, cei care încă mai suntem aici, să aibă grijă de noi, să ne ocrotească. Vă mulțumesc mult de tot. Eu cred că poate ar trebui ca să facem depunerea de flori de la delegațiile și că odată fiecare delegație să spună câteva cuvinte, că restul convorbirile am lăsat la cămin acolo, că mai la cald. Vă rog, consulatul. Delegația de la Dorohoi, domnul profesor Adăscăliței, domnul Ion Dumbravă, mai iertat. Poftim? Domnul profesor, vă rog, prezentați oaspeți ca să nu fac greșeli. Începutul de mileniu reconfirmă ce se cu toții am învățat în școală și bănuiesc că n-am uitat. Istoria redivivus. Istoria se repetă și iată că acum, în aceste zile, avem dovada clară, tragică, că eroii nu aparțin numai trecutului. Eroii se nasc și mor și astăzi, iar datoria noastră este să le sărbătorim faptele, imaginea și să nu uităm un lucru extrem de important. Dacă până la acest început de mileniu se credea că sufletul omului este doar o invenție, zilele trecute chiar citeam un tratat de fizică cuantică a unei societăți de prestigiu din America și ei afirmă acolo sus și tare că noi oamenii, cei prezenți acum aici și cei prezenți pe întreaga planetă albastră, cei care suntem, dar cei care au trecut, suntem doar energie. Iar sufletele noastre se transformă și rămân să conserve această energie. Să avem cu toții convingerea că toți cei care au murit în slujba neamului, toți cei care au murit din dorința de a avea libertate, toți cei care au murit pentru ca noi să trăim astăzi mai demn, toți ne privesc astăzi și toți ne mulțumesc pentru că suntem aici. Bunicii noștri, străbunicii noștri, și deci e o datorie ca noi să fim aici, o datorie față de trecut, o datorie față de prezent, dar și față de viitor, pentru că cei mai tineri, dacă noi nu le oferim un astfel de exemplu, nu vor face pentru noi. Așa se păstrează esența neamului românesc,
Așa se păstrează esența umanității. Pentru cei de părinți, vă mulțumim. Evident că nu vă mulțumesc și dumneavoastră, pentru că am spus, e datoria noastră să fim aici. N-aș fi să-mi mulțumim, domn profesor, aș fi să prezentați delegația mai. Delegația noastră, doi șefi de post, la noi în România există un proverb, fă-mă, Doamne, și n-am fost, pădurar și șef de post. Domnul Dumbravă a fost de 16 ani șef de post la Câstinești și domnul Pesinaru la Părtiniști. În dreapta mea, colegul profesor Constantin Gologan, cel mai vechi director cu activitate de direcție de 40 de ani, căruia domnul Bucu i-a dedicat și un catren foarte frumos. Dacă știți, domnul Bucu, haideți să schimbăm la atmosfera. Îl știți aproape. Domnul Gologan nu știe. Da, ia spuneți, domnul director, cum a zis, cum v-a spus domnul? Îmi place să cânt la strană, pentru ea e pus la hrană. Și nu-mi trebuie niciun ban, însuși eu sunt Gologan, că așa mă cheamă. Și domnul director, acum fiind la pensie, câte chestii de trezi bisericești, în fapt, este vizita biserica din Codreni și sub semnatul profesor dr. Vasile Arăscăriței din Dorhoi. Bravo! Și, de asemenea, vă rugăm să îl urmăriți pe domnul Vali. Eu vă urmăresc. Așa. Tot ce se întâmplă aici și toate activități. Eu sunt președintele Asociației Creștinii Basarabiei Bucovinei și Centrul Herța. Avem foarte multe activități împreună în această zonă, dar tot ce se întâmplă, urmăriți Glasul Nordului și sunteți alături de noi. Și să vă doresc sănătate, sănătate, sănătate și nu uitați, e datoria noastră să fim oricând, totdeauna aici. Încă o dată, mulțumiri, excelență, sănătate! Așa tragedie care au suferit nu numai satul ăsta, dar și locuitori din alte sate care au fost și nu numai aici, la Lunca, dar pe urmă s-a repetat asta, dublu făcut la Fântâna Albă. Tot spui numai Dumnezeu să ierte, să o odihnească și idee care noastră ce cinstim, să-i pomenim și din păcate poporul român întotdeauna a avut niște pagini tragice care le-am avut noi, dar întotdeauna poporul român a avut martiri. De aceea cred că este poporul al Dumnezeu și unicul prieten care a fost al nostru a fost Dumnezeu, care întotdeauna din toate greutățile care au fost am avut sprijin la el. Aici s-a pomenit domnul de Clis, a spus că istoria, și acum vedem că istoria se repetă și eu ca un pasionat de istorie văd așa o legătură. Suntem iarăși români? Da, vreau să spun că au fost vinovați numai de ce? Că au fost români, au vrut să fie liberi și trăiască în patria lor. Pentru asta au fost, după cât știu, după ce i-au împușcat, după ce i-au cătat prin sat, prin Mahala, i-au arestat, i-au dus. Aia este mult de spus, foarte mult a suferit satul acesta, unul poate cel mai mare sat martir, care cred că ar trebui să-i dea și numele de sat martir. E sat martir. Și acum, dar vedeți că istoria se repetă, câteodată am fapt, câteodată am tragedie, câteodată am fapt. Acum totuși iar suntem români, dar dimineața când ies din casă și văd firma ghimpată, înțeleg că nu-s liber. Și din păcate n-am patrie. Asta pot să vă spun. N-am patrie. Sper cândva o avea. Eu am scris ceva niște rânduri și îmi pare rău una, că poate nu era tragedia asta în 41, dacă nu eram trădați în 40. Și eu cândva am scris că de nu eram trădați în 40, n-am fi fost împușcați în 41. Și în Sibirie n-am fi fost deportați toți ca popor și unul câte unul. Am fost trădați în 40, am fost trădați în 97, mă socot personal trădat. A dat Dumnezeu cândva și eu cred că vom avea și patrie și în România română. Eu cred că s-a stăruit să ne șteargă codul DNK, ADN-ul din noi, nu l-am mai șters. Și o dovadă este satul Mahala și acești martiri care au căzut pentru asta. Aici eu am venit împreună cu prieteni din satul Boian. De obicei la fotbol, mahalenii boianieni sunt adversari. Aici suntem, am venit să vă susținem și ca un sprijin și întotdeauna vom fi alături la așa momente și cred că cât vom fi uniți, atâta
vom exista ca popor. Vă mulțumesc, Dumnezeu să odihnească, și vă mulțumim la toți cei ce păstrează această tradiție, această memorie, și Dumnezeu să vă dea sănătate, duceți mai departe și copiii copiilor voștri să cinstească pe acești martiri. Amin. Așa să fie. Noi aici, așa să fie. O supraviețuitoare a exilului din Siberia, tata Bunelu și doi unchi sunt mormântați nu departe, e vorba de domnica Gostiuc și fica ei Vera. Viera, fica ei Viera, poate spuneți că da? Nu, veniți mai aproape, să vă vedem. Vedem, da, după urmă, că e Viera. Nu merge nicăieri, mergem de aici, mergem de aici. Eu nu tare bine vorbesc moldovenești, că născut în Siberia, că mama mea a fost vădicată cu bunica. Mama are 6 ani și nu știu ce păcate avea, că o mărit aici, sunt o fată aici. Moșul și doi uncheși, doi frați a mamei, că mama și e de acolo, care a muș 90 de ani, și doi frați. Și eu aș vrea să mulțumesc la toți voi că nu uitați de dânși și veniți aici, și mulțumesc la părinte Gheorghe și la Nicolae că aveți asta grijă de dânși, și mulțumesc atât poporul românesc, sunteți tot români și eu mă bucur. Eu nu sunt curată română, că născută de tata rus, că era în Sibirie, mama 20 de ani a fost acolo sus de 6, a venit cu 27 de ani, avea cu 5 copii. Tata s-a întors că a vrut să trăiesc acolo, noi am rămas aici, tare greu, dar bunica le-a salvat pe dânși, pe tăți, cu 3 copii au fost radicate. Mama avea 6 și două, știu cine de Mahala, două surori de gemeni de 4 ani. Și le-au salvat și au putut să le salvează și le-au dus în coa înapoi și au crescut și au cătat de noi mai tare, că eram 5 și mama a fost singură și ne-au crescut și așa. Și amu, stau cu mama aici, că trebuie să stau, care 90 de ani și slavă Domnului că o ținută pe ramu și până ce avem mamă, suntem și noi copii. Și mai odată vreau să vă mulțumesc pe toți, ce v-a adunat aici și chiar scuze pentru vorba mie, că n-am făcut școală românească, am venit cu am avut 7 ani când ne-am întors în Sibirie și cum am putut, așa m-am învățat. Mulțumesc atât tare frumos! Mulțumesc atât, mulțumesc! Eu doar să mă alătur la cele spuse de predecesorii mei și, într-adevăr, nu pot niciodată nu uit acest loc. Am fost de multe ori, dar de fiecare dată când vin și când nimeresc în alte părți de... Cum o fă așa? Și în 2017, când am fost aici, am scris un rând de poezie. Și azi dimineață, și așa a rămas într-un carnet de notițe, și astăzi, nu știu de ce, așa mi-am, știind că vin încoace, am vrut să termin. Cruci albe în cimitir la Mahala, în memoria mahalenilor uciși mișerește la Lunca. Cruci albe în cimitir la Mahala, răsar ca ghioceii din zăpadă, sunt sufletele celor ce cândva, așa și n-au ajuns în țara dragă. Din iad să evadeze au încercat, ei sfinți fiind credeau că e o greșeală, speranța lor în prut s-a înnecat, iar libertatea clipa lor fatală. În cimitire e liniște mereu, tăcerea lor și azi spre cer se înalță, la milostivul bunul Dumnezeu, ei pentru noi se roagă cu speranță. Mulțumesc!
lungă. Locuitor din satul Mahala. Astăzi 4 februarie, în care fiecare an, în ziua de astăzi, prima duminică de februarie, ne adunăm în cimitirul din satul nostru. La cruile, la mormintele eroilor care au căzut la Lunca. Ce pot să spun? Aici spun crucile și sufletul adormiților care odihnesc aici. Și ce au spus și părinții
preot Gheorghe și Nicolae și toți care au luat parte de la, din alte pări din România și de la noi de aici din sat. Eu n-am ce adăuga mai mult la acestea cuvinte, dar mă bucur una căci am o mintire și eu aici, am, de fapt am aici, n-am îngropat aici, dar care a căzut la Lunca tot, un frate de-al mama, născut în 22 și moșul Pietra, nu mai spun de ceilalți doi frați și de bunica, din partea la mama, căci moșul Pietra tot nu s-a întors din Siberia, acolo l-a găsit moartea pe Gheorghe, a fost împușcat la Lunca și prin pușcărie din Cernăuț a fost purtat și au batut ușile, au deschis ușile la criminali, mama, cu bunica și la urmă le-a spus de ce nu căutați nimic, că el a fost dușmanul poporului. Și că este vorbi, s-a terminat căutările, se odihnească de Dumnezeu, de ce unii se află. Și eu aici vin fiecare an și fac când vara, când trebuiește, fac mai rânduială aici la cruce acestea. Și mă bucur pentru că crucea care stă în capăt acolo, la, în capătul crucilor acestora, era o piatră care s-a pus aici mai mult de 100 de ani în urmă, acolo la mijloc, când s-a înființat aici mormint cimitirul. Și asta teamburul e nearuncat. Eu trecem încoace la tractor, n-ai brigadă și mă uitam la, numai la postamentul cealaltă pe care a fost crucea și mă gândeam, are să vie timpul că au să o încarci și să duce la gunoi. Deci dacă eu am stat 100 de ani, cred că am mai stat și mai 102 de ani, aici era un cimitir băieți care faceau mormintele, am vorbit cu ei și i-am adus de cuite ce vreau eu. Se poate crucea asta de aici, să o ducem acolo, să-mi faceți postament frumos, să-mi faceți cruce pe dința, că acolo numai piatra.